Cum ți s-a părut meciul? S-a luat un meci frumos, un meci greu, cum ne așteptam. Băieți foarte buni, se vede că se joacă fotbal la sală. Am înțeles că i-au adus băieți din Liga 1. Dar ne-am descurcat foarte bine. Am reușit să câștigăm cu una din cele mai bune echipe din campionat, chiar dacă sunt pe locul 10-11. S-au adunat și băieții puțin mai târziu, ca și noi de altfel. Am legat 7-8 victorii la rând. Suntem pe locul 3, cred. Dacă nu pe 2, nu știu exact. Și sunt foarte bucuros. Băieții s-au mișcat, au înțeles exact ce vrem de la ei. Paul ne-a ajutat foarte mult, antrenorul, și cu Stelica, și să sperăm că reușim promovarea. Au fost la un moment dat un conflict între echipe. Da. Băieții se cunosc din cartier, se știu. Și-au dorit și ei victoria, ne-am dorit și noi victoria, orgoliile. Ne cerem scuze dacă am creat probleme sau lucruri negative. Se mai întâmplă, așa e la fotbal. Îmi cer scuze față de echipa adversă dacă le-am creat neplăceri. Nu am vrut să se întâmple asta, dar ca la fotbal, na, lucrurile degenerează. Arbitrajul? Arbitrajul foarte bun, neașteptat de bun. Îi mulțumim, să sperăm că o să ne arbiteze la fiecare meci de acum încolo. Celălalt arbitru ne-a creat mai multe probleme. Cartonașul roșu meritat. Cred că trebuiau și ei să iau un cartonaș roșu pentru că ei au provocat. Dar acum, așa a considerat arbitru, înseamnă că așa a fost. Alte nemulțumiri? Nu. Terenul foarte bun. Să sperăm că mai venim aici și mai jucăm. Și, da, mulțumim pentru organizare. Numele și echipa. Ciobanu Iulian, Sălaj Boys.